Bună ziua! Bună ziua! Bucuroși de oaspeți? Astăzi, aici, în această minunată familie, este mare sărbătoare, căci își sărbătorește ziua de naștere, cea mai bună, cea mai dragă, cea mai iubită, cea mai scumpă, măicuță, bunicuță. Doamna Galina, știm precis că de dimineață ați mai primit mesaje de felicitare în adresa dumneavoastră. Multe, da? Iată că și noi ne alăturăm la toți predecesorii noștri și vă dorim tot binele din lume. Sănătatea să vă găzduiască, norocul să vă însoțească și așa cum sunteți astăzi, înconjurată de cele mai dragi ființe, așa să fie și în continuare. Să fiți înconjurată de oameni buni, de prieteni fideli și v-aș spune așa, o viață lungă să trăiți, cu multă demnitate, să aveți doar bucurii și succese în toate. Norocul, fericirea să nu vă părăsească, iar dragostea și iubirea mereu să vă însoțească. Ce putem să mai dorim în astă viață zbuciumată, decât un trai împărătesc și multă, multă sănătate. Și cu părere de rău, noi, muritorii de rând, nu avem putere să dăm zile vieții. De aceea, dumneavoastră, vă dorim să dați viață fiecare zi trăite. Ziua de mâine să fie mai frumoasă ca aceasta de astăzi, la mai mult și la mai mare. Noi oferim servicii surprize pentru tine și vom pune tradiționala noastră întrebare. Cum credeți cine a solicitat felicitarea? Piciorul și fica. Haideți să vedem! Avem o floare minunată pentru dumneavoastră. Ceva mai tărișor. Și sigur că avem și un mesaj care va aparține. Scumpa, bună și draga noastră, astăzi este o zi specială pentru noi, deoarece este ziua ta, scumpa noastră măicuță și dragă bunicuță. Să știi că suntem extrem de norocoși că avem o mamă atât de blajină, caldă și bună. Ne simțim norocoși pentru că mereu ne protejezi și ne susții în toate. Fiecare an, vocea ta tot devine mai blândă și specială pentru noi. Ne liniștește, ne dăruie senzația de confort și grijă. Îți mulțumim din tot sufletul pentru viața, dragostea și sprijinul pe care ne-l oferi de fiecare dată. Tu ești cea mai bună și îți mulțumim pentru toată dedicația ta. Astăzi, când la buchetul vieții adaugi al 60-lea trandafir, îți dorim să simți același lucru. Să fii sigură că poți avea încredere în noi și că o să te ajutăm necondiționat. Să știi că te iubim foarte mult și îți dorim cele mai calde urări de bine. Fiecare oricare zi din viața ta să fie plină de căldură, lumină și gânduri bune. Noi, copiii tăi, vom depune tot efortul ca să păstrăm armonia și înțelegerea în familiile noastre. Îți dorim toate stelele ajutătoare pe cer, care să te ajute să-ți îndeplinești toate dorințele. Îți dorim oameni apropiați, care să-ți te susțină necondiționat, prosperitate, bunăstare și doar emoții pozitive. Rămâi așa cum ești, fiindcă ești extraordinară. Din tot sufletul, am vrea să fii fericită, împlinită, iubită, să primești satisfacție de la viață și să-ți realizezi tot ce ai în gând. Fii mereu sănătoasă, înconjurată de oameni iubitori și de cât mai multe evenimente interesante. Să ai parte de o viață lungă, liniștită, frumoasă și plină de momente de fericire. Fie ca tristețile și momentele grele să te ocolească, iar momentele bune să se înmulțească. Te iubim extrem de mult! Cu la mulți ani, cu multă, multă dragoste, vine fiica Liliana împreună cu ginerele Ruslan, nepoțica Andreea și feciorul Marin din depărtare. Felicitări dumneavoastră! Și știm precis că aveți și dumneavoastră un mic mesaj pentru cei mai dragi sufletului. Spune ceva, mulțumesc! Mulțumesc frumos, dragii mei copilași, că mi-ați făcut așa o ocazie frumoasă. Așa m-a așteptat ziua de azi. Să ghiți bun și luăm marinci, tare o vrățuvi în pișorașul meu. Dar nu a putut veni mițitelă, foarte tare. Noi vă dorim o zi cât mai frumoasă, o sărbătoare pe cinste și felicitări cu frumosul jubileu de 30 plus 30. Felicitări! La mulți ani! La mulți ani! Mulți ani trăiască!